Pe întreaga perioadă a celei de-a doua ediții a expoziției În Câmp, AgriPlanta au avut loc demonstrații cu mașini și utilaje agricole comentate de Ovidiu Ranta, șef lucrări la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, specialist în mecanizarea agriculturii. Au fost prezentate în lucru mașini de erbicidat, semănători, grape, pluguri, scarificatoare și altele distribuite de companii de prestigiu. Mașina e prezentată, este echipată cu discuri plus organe de lucru de tip chisel, are o lățime de lucru de 6 metri, dar este disponibilă în gama de la 4 la 12 metri. Suntem la AgriPlanta, la terenul de demonstrații. După cum ne-am obișnuit, AgriPlanta și la cea de-a doua ediție a pregătit pentru fermierii participanți demonstrații, foarte multe demonstrații. Am pregătit 4 teme cu demonstrații și anume avem o temă legată de tehnici moderne pentru protecția plantelor, constând practic în deplasarea mașinilor pentru tratamente fitosanitare pe un teren denivelat, iar fermierii și participanții, sigur, pot să vadă modul în care se comportă mașinile la deplasarea pe acest teren. Un alt poligon de încercare sau de demonstrații, ca să zic așa, este chiar cel în care ne aflăm acum. Este vorba de mașinile pentru lucrările solului. Vedeți chiar ce flotă se desfășoară în spatele nostru acum. Și tot în zona aceasta se desfășoară și cea de-a treia temă, și anume temă propusă, mașini pentru distribuția îngrășămintelor chimice solide. Iar cea de-a patra temă, tractoare inteligente, tractoare care sunt conduse prin intermediul sistemelor de auto-tracking, conducere prin satelit, copierea urmelor, înregistrarea urmelor și, sigur, compatibilități, izobus și așa mai departe. Demonstrațiile practice sunt gândite în așa fel încât majoritatea oamenilor care vin să poată să prindă demonstrațiile principale, și anume pentru mașinile de tratamente fitosanitare și pentru lucrările solului avem câte 2 demonstrații pe zi. Pentru mașinile pentru distribuit îngrășăminte chimice solide avem o demonstrație pe zi. AgriPlanta a adus pentru prima dată în România conceptul unei expoziții cu mașini și utilaje în lucru. Suntem foarte bucuroși că am adus aici un concept nou, un concept nou pentru România, pentru că în expozițiile statice și în expozițiile de hală, mașinile sunt foarte bune, sunt foarte frumoase, se discută mult pe video și pe suport de hârtie, dar aici le vedem în câmp, aici vedem legătura practic între cei 3 factori importanți, și anume sol, plantă și mașină. Aici sunt concepute și gândite să lucreze mașinile și noi aici le prezentăm. Aici le prezentăm fermierilor, iar ei pot să vadă, să compare, să știe fiecare ce li se potrivește, ce nevoie au, funcție de tipul exploatației, funcție de mărimea exploatației, funcție de destinația exploatației, care este mașina sau tractorul cel mai potrivit și ce tehnică de producere să aplice. Suntem într-o zonă în care este mare, mare nevoie de cunoaștere. Zona de mecanizare a agriculturii este relativ puțin cunoscută între fermieri. Din păcate, tehnica nouă a năvălit peste noi și nu suntem pregătiți cu asta, nu suntem pregătiți nici din punct de vedere mental, nu suntem pregătiți nici din punct de vedere muncitorilor care să exploateze aceste mașini, iar prin aceste sisteme încercăm să demonstrăm, încercăm să arătăm ce se poate, cum se poate și, bineînțeles, probabil că în viitor o să reușim cumva să integrăm, să facem și transferul către fermieri și a cunoștințelor necesare pentru aplicarea corectă a tuturor tehnologiilor. Mecanizarea agriculturii este o necesitate absolută la ora actuală în România. Tehnica de ultimă generație a început de mult cucerirea parcului de mașini și utilaje agricole românești. Numărul specialiștilor în acest domeniu este însă prea mic pentru nevoile pieței. În acest moment, România are nevoie acută de tehnologie, de investiție masivă de tehnologie, iar transferul de tehnologie, pentru că despre asta este tema, sub acest standard cred că trebuie să vorbim, transfer de tehnologie, este absolut nevoie să fie luat la modul
cel mai serios în calcul și să vedem, să găsim căile de a pătrunde de la cel mai înalt nivel al tehnologiei până la firul plantei. Faptul că mașinile sunt ultramoderne este un mare, mare avantaj, pentru că înseamnă că intervenția omului este mult, mult micșorată. Specialiștii, din păcate, sunt foarte puțini și sunt foarte puțini care vor să facă specializări în direcția pe care ne situăm noi acum, pentru că este o temă relativ grea, este o temă nu prea ușoară și nu este foarte accesibilă, iar de cealaltă parte piața probabil nu este pregătită să asimileze acești specialiști în adevăratul sens al cuvântului. Piața suferă de lipsa specialiștilor, în același timp este un paradox, nu acceptă sau sunt elemente care nu se combină. Universitățile, în special universitățile de științe agricole, ar trebui să fie mult mai mult implicate în activitățile de transfer tehnologic, pentru că se întâmplă după porțile universităților, sunt foarte multe cercetări, sunt foarte multe minți care lucrează și, din păcate, aceste eforturile acestea foarte greu sunt transpuse în practică. Este dureros să spun asta, dar spun pentru că cunosc situația de ambele părți și îmi pare rău că în momentul de față ce se întâmplă în universitate nu ajunge la țăran, la firul ierbii, ca să spun așa. Cum îmbrățișează fermierii ideea de a vedea mașinile agricole în lucru în cadrul evenimentelor agricole? Fermierii au nevoie de așa ceva. Chiar am discutat cu câțiva fermieri, au venit din Republica Moldova, au venit din toată țara. Chiar mai înainte un domn spunea, am venit 700 de kilometri ca să văd demonstrațiile, ceea ce înseamnă că interesul este mare, că să vii 700 de kilometri să vezi demonstrații înseamnă ceva și înseamnă și faptul că este nevoie de așa ceva. Demonstrațiile au început în acest moment, majoritatea firmelor își fac propriile demonstrații, dar sunt foarte punctuale și foarte regionale. Este un efort mare din partea firmelor să facă ce au reușit organizatorii aici la AgriPlanta. Sigur că este un model și în anii viitori sperăm ca acest concept să se dezvolte și să putem discuta de altă dimensiune. Tot la AgriPlanta, în zona tractor și tractorist, peste 100 de fermieri și-au dovedit priceperea în manevrarea tractorului, participând la diferite probe de mobilitate, precizie și abilitate. La zona tractor și tractorist avem pregătit un poligon special. Este un poligon în care doritorii pot să-și exerseze sau să-și etaleze cunoștințele de conducerea tractorului. Este vorba de comersinos printre jaloane, garare cu fața, garare cu spatele, conducerea pe un traseu denivelat cu balansoar, adică rămânerea în echilibru. Sigur, sunt câteva manevre de bază simple, dar este un mod plăcut de a petrece și timpul rămas după vizitarea expoziției, împreună cu prietenii și colegii. Cei care vin pot să demonstreze ce pot să facă cu tractoarele puse la dispoziție de organizatori. Așadar, la AgriPlanta 2012, tehnica agricolă de ultimă oră a fost la ea acasă. În lucru sau statice, mașinile și utilajele agricole performante au fost prezentate de către specialiști, iar agricultorii au avut posibilitatea să decidă ce li se potrivește în funcție de tipul și dimensiunea exploatației.